Pe strada Artileriei din Slatina trec zilnic sute de camioane și alte mașini mari care produc un zgomot infernal. Cei care locuiesc aici mărturisesc că sunt nevoiți să țină geamurile închise, chiar și în timpul verii, din cauza gălăgiei din stradă. Stați cu geamurile închise? Da, avem tâmplărie din aia de PVC și nu prea se aude așa. Mașinile astea, într-adevăr, pentru locatarii de aici s-ar putea să fie zgomotos. De unde vine zgomotul? Sunt multe mașini mari? De la mașinile mari, siguranță, cu siguranță. Cu siguranță, că astea mici poluează, dar nu face zgomot. Locuiți în zonă? Da, în zonă, aici. Sau, aici. Cum este? Auziți tirurile? Eu stau mai în spate, nu le aud, dar cei care stau aici se le aud sigur, sigur se aude. Mai ales noaptea când e liniște, e foarte, foarte zgomotoasă. Agenția pentru Protecția Mediului măsoară lunar nivelul zgomotului de pe principalele străzi din Slatina, dar și din alte orașe ale județului. Din măsurătorile efectuate în municipiul Slatina, se constată că nivelul echivalent de zgomot înregistrat pe străzi de categoria A3-a, de exemplu strada Ionașcu, depășește valoarea limită de 65 decibeli. Tot în Slatina, în topul celor mai zgomotoase străzi, se mai înscriu și Sergent Major Constantin Dorobanțu, Cireașov și Vederii. Probleme cu zgomotul sunt și la Balș. Strada Nicolae Bălcescu face parte din drumul european și străbate orașul de la un capăt la altul, așa că traficul este infernal. Pentru orașul Balș, pe strada Nicolae Bălcescu, fiind stradă de categoria A3-a, s-au constatat depășiri ale valorii limită de 65 decibeli, conform statului menționat anterior. Iar pentru celelalte orașe din județ, valorile obținute din măsurători nu au depășit valoarea maximă de 70 decibeli pentru străzi de categoria A2-a și 65 decibeli pentru străzi de categoria A3-a. La polul opus, străzile pompierilor și bulevardul Muncii din Scornicești sunt cele mai liniștite potrivit măsurătorilor de mediu.